Bună ziua, mă numesc Darius Gârboan, sunt de la Moreni, județul Mureș. Mă aflu la una dintre fermele Rotbun împreună cu colegul meu, șeful de fermă, Marius Căjvan. Astăzi vom vorbi despre un porumb românesc și anume, dacă toți suntem în Ardeal, o să zic, cu un porumb fain de tot. Așa că, Marius, ce părere ai tu despre porumbul Fundulea? Este un hibrid care se pretează pe zona noastră. Avem în rotație de cultură de aproximativ 5 ani. Este un porumb constant. Avem și în anii buni avem și producții de peste 12 tone la hectar, dar în medie undeva la 10-12 tone scoatem constant. Marius, se știe că porumbul Fundulea este foarte rezistent la secetă. Ce vreau să te întreb, cum s-a comportat în zona asta? Anul ăsta, spre deosebire de anul trecut, a fost un an mai atipic, să zic așa, pentru zona aceasta. Am avut precipitații destul de puține, dar cu toate acestea, cum se și vede aici în spate, este un porumb destul de bun pentru anul ce a fost. Eu zic să mergem să vedem cum arată șuleții. Hai, uite, după cum poți să vezi, este polenizat până în vârf. Este un porumb cu știulete de aproximativ 20 de centimetri. Are bobul dentat. Pe acestea, după cum se poate vedea, avem chiar 18 rânduri de boabe. Un lucru ce este foarte bun. Aduce o producție mult mai mare. Avem de recoltat aproximativ 20 de hectare din acest hibrid. Până acum avem o medie de 10 tone 540 de kg la hectar. Cu toate că a fost un an dificil, cum se face că ai reușit să o producție de peste 10 tone? Noi am făcut cam în mare aceeași tehnologie, arătură de toamnă, o nivelare în toamnă. În primăvară am încercat să intrăm cât de puțin, doar cu un combinator pentru a nivela terenul, pentru a putea pregăti patul germinativ cât de bine posibil. Am semănat o densitate de 70.000 de plante pe hectar în perioada optimă. Ca și fertilizare, am făcut fertilizarea de bază cu 250 de kg de complex și la stadiu de 6-8 frunze o prașilă mecanică cu îngrășământ. Dar într-un an bun, noi totuși facem producții de peste 12 tone, dar anul acesta fiind un an mai specific din punct de vedere al precipitațiilor, undeva eu zic o să ne închidem la 10 tone jumate cel puțin. Deci asta înseamnă că cel mai mare rol l-a avut calitatea seminței Fertilia. Mulțumesc mult, Marius, să avem parte numai de ani roditori. Dragi fermieri, vă recomand să semănați porumbul Fundulea, caracterizat prin stabilitate și producții mari, chiar și în ani dificili.